conformitate cu dispozițiile articolului 39, neatul 1 din legea 215/2001, s-a convocat pentru astăzi, 29 ianuarie, ședința ordinară a Consiliului Local. Convocat prin dispoziția numărul 11, din 18.1.2019, a primarul Comunei Ardealeni. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 9. Locul domnul Dionisii și cu domnul Ion Acteanu. Fiind prezent majoritatea consilierilor local, așa, ședința este legată constituită și poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 42, aliniatul 5 din legea 215/2001, supus pe aprobare procesul verbal aprobat la ședința, da, din ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă? Atine? Deci, procesul verbal a fost adoptat în anumite de voturi. Așa, la ședință participă ca invitați, domnul Dumnezeu Sistele. Acum am luat pe doamna Anica Izabela spre a întrebi ședință. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Citirea ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru anul 2019. Inițiator Victor Piatonu, primarul Comunei. Aviz Comisiile Reunite. 2. Proiect de hotărâre referitor la revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 52 din 18.12.2018 privind stabilirea rețelei școlare în Comuna Ardeoan, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator Victor Diaconu, primarul Comunei. Aviz Comisiile Reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087, din 16.04.2018. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru anul 2019. Aviz Comisiile Reunite. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, de fiecare dată când organigrama statului de funcții suportă modificări, trebuie supusă și aprobarea Consiliului Local. Deci, ultima dată a fost aprobată în luna noiembrie, când s-a modificat postul de administrator public în cel de consilier personal primarului. Și dar fiind faptul că data de 21.12.2018, în urma examenului susținut, a fost declarat atins domnul Prățivă Toate pentru postul contractual de consilier personal primarului. Și începând cu data de 27.12, a fost încadrat pe funcție pe perioada determinată, până pe data de 24.06.2020, până la primirea mandatului primarului. Da. Trebuie spus preaprobare ca postul fiind și ocupat. Deci atât. Domnul Vizicătar, dacă doreți să fie nevazia pe domnul. Da. Noi am luat la cunoștință, adică am luat cunoștință până la trecută, care s-a discutat chestiunea respectivă cu organigrama, statutului de funcții a primarului aici, a comunii. Sunt de acord cu ce s-a prezentat către domnul secretar. Sunt de acord cu ca postul, sau funcția, nu? Funcție sau postul. Cum e? I-post. I-post. Postul de așa? De consilier. De consilier. De execuție. Da? De execuție, da. Cu consilier de execuție, da? Așa. Sunt de acord. Cu domnul Frățel. Știam deja de ce am avut ședințele anterioare care s-au spus postul la concurs. Nu urma concursul ce mi s-au prezentat în forma de organizație, ci mi-au obținut punctajul mai mare. Deci, ocupat cu. Deci, normal, suntem în chemul, știm despre ce vorba, își fac ce probleme care sunt curat bun. Așa, consider că e un lucru bun, probabil pe linii de achiziții, poate mai demarat mai multe proiecte. Cu experiență. Da, e un cu experiență, are un vârstă, deci
cunoaște foarte bine și legislația și așa, deci nu nicio problemă. Da, sunt de acord. Și doresc succes, de exemplu. Trebuie să ne-l prezint, pe cășerii, sau noi îl cunoaștem. Dar noi îl cunoaștem, mai fost, practic, ca noastră. Pot, dar noi s-au mai schimbat consilieri, s-au mai schimbat, deci... Da, nu, 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 supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Se duce la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre referitor la revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 52/12/2018 privind stabilirea rețelei școlare în comuna Ardeoan, județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Aviz comisiile reunite. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite ajutează favorabil raportul în forma prezentată. Vă cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, noi pe data de 18-12 ani am supus spre aprobare Consiliul Local stabilirea referii școlare în comuna Ardeoan pentru anul școlar 2019-2020. Prin ordinul Ministerului Educației Naționale, numărul 5235/2018, s-au făcut niște modificări. În anii precedenți, noi prima dată stabileam rețeaua școlară, trimiteam la inspectoratul școlar acea hotărâre, primeam avizul, după care aprobam. Ei, acum cu ocazia acestui ordin, deci s-a simplificat și a spus că nu mai e nevoie, doar prima dată, în momentul când ne solicită ei să aprobăm rețeaua școlară, doar trimitem proiectul de hotărâre la inspectoratul școlar, primim avizul și după care îl supunem de aprobare Consiliului Local. Dar fi faptul că s-a dat această hotărâre de stabilire, automat, ca să putem să facem cu proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei școlare, este necesar să revocăm această hotărâre. Bineînțeles, am primit și adresa de la inspectoratul școlar, pe care îi solicită să o revocăm. Da, o revocăm, după care o să inițiem un proiect de hotărâre în care să aprobăm, ne trimite avizul și după aceea o să punem spre aprobarea Consiliului Local. Asta sper că după ședința de astăzi o să fac documentație, o să înaintez situația acolo și să primim avizul, totodată o să punem în urmă doare de aprobare. Mulțumim, domnul secretar, dacă vă doriți cineva. Eu, cum știți, fac parte și din Consiliul de Administrație al școlii, cunoscând de aproape, chiar acum două săptămâni s-a pus în discuție în punctul ordinii de zi la școală cu problema ce a prezentat-o domnul secretar. Cu amendamente aduse cu toate problemele la timpul respectiv și urmează ca domnul secretar cu domnul primar după aceea pentru aprobare să aprobe rețeaua școlară. Rețeaua școlară pentru animată să facem o primire de avizului. A primirea avizului, sigur că da. Sunt de acord cu ceea ce a prezentat domnul. Dorește cineva să ia cuvântul? Proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087, 16/4/2018. Aviz comisiile reunite. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Comisia propune în forma prezentată de executiv, avizând favorabil. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum ați observat, am introdus pe ordine de zi, un regim de urgență, deoarece astăzi la ora 10 am primit această adresă de la ADIS, ca să putem să supunem spre aprobare până pe data de 31. Ținând cont că avem o ședință, nu avea rost să mai facem o ședință mâine sau apoi mâine. De așa. Dar cu domnul primar și domnul primar a fost de acord să vă întoarcem pe ordine de zi. Aici este vorba de un act adițional
în care la baza lui stă ordonanța de urgență numărul 74/2018. Asta se referă la modificarea și completarea legii 211/2019 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului 96/2005 privind fondul pentru mediu. Iar în această ordonanță, la anexa 5, spune clar. Deci, valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare. Și s-a stabilit o valoare a contribuției pentru economia circulară pe lei tonă. Deci, în anul 2019 s-a aprobat 30, este aprobat prin ordonanță de urgență, așa că noi vrem, nu vrem, trebuie să o aprobăm pentru că este stabilită prin ordonanță, pe cadrul legal. Și în 2019 s-a aprobat 30 de lei plus TVA. Și ca să fiți, să-mi dați mai înțeles, o să vă dau citire ca să știți despre ce este vorba, la ce se referă economia circulară. Și am extras ceva din material în care să vă aduc la cunoștință și dumneavoastră. Parlamentul dorește ca europenii să treacă la economie circulară, utilizând mai eficient materiile prime și reducând pierderile. Uniunea Europeană produce anual peste 2,5 miliarde de tone de deșeuri. În prezent, își actualizează legislația privind gestionarea deșeurilor pentru a promova trecerea la un model mai durabil, cunoscut sub numele de economia circulară. Dar de ce anume înseamnă economia circulară și care ar fi beneficiile? Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materiilor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins. În practică, aceasta implică reducerea la minim a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Aceasta poate fi folosite din nou și din nou, creând astfel o valoare suplimentară. Economia circulară se abate de la modelul economic tradițional, liniar, care se bazează pe un model de ia-fă, consumă, aruncă. Acest model se bazează pe cantități mari de materiale și energie ieftine, ușor accesibile. De asemenea, o parte a acestui model este programarea uzurii, conceperea unui produs pentru a avea o durată limită de viață, pentru încurajarea consumării și decumperea unui nou. Parlamentul European a solicitat măsuri de combatere a acestui practic. Dacă dumneavoastră știți că și pe timpul postului regim era un 3DR. Da, precondiționare, da. Așa, acum, deci se caută să... Precondiționare. Da. Se caută că toate produsele este reciclabile să se adune, să se selecteze și să se ducă într-un centru de colectare ca ele, la rândul lor, să fie introduse în circuitul reintegrare, trebuie reintroduse în circuitul de consum. Da, chiar așa, spune de consum. Ei, și atunci noi produsele reciclabile adunându-le și le ducem la un centru de colectare, automat noi ajutăm și cel care colectează gunoiul și poate să o ducă la un centru de producție și noi automat putem să cumpărăm apele noi. Uh-huh. Deci este un mod de a a determina cu oameni ca și gunoiul să fie, adică decât nu am uitat așa la voia de bani, să fie și valorificat. Da. Și din cauza asta, această economie circulară, care este 30 de lei pe tonă, ele implică niște procedee, vă dați seama. Dacă ies o om de la om de la poartă din tomberon și până la intrarea, la circuitul din producția lui din nou, vă dați seama că sunt foarte multe etape. Ei, și automat e necesar ca niște sume de bani adică să fie dirijate către această orientare. Da, cam atât. Da. Da, am ascultat materialul prezentat, interesant, știți, când am auzit că Uniunea Europeană ne
tot vine cu idei, tot se bagă în viața tuturor europenilor, așa românii. Dar ar trebui și ăștia să-mi cont un pic salariile și niște chestii. Deci nu face să spună, hai ca să venim în sprijinul celor membri al Uniunii Europene. Deci să ajungem noi la un standard al Uniunii Europene, că noi suntem exact la toate produsele, la toate serviciile, suntem la nivelul țărilor europene cele mai dezvoltate. Dacă vorbim în Germania, Franța, Olanda, deci spun chestia asta pentru că a fost circulară pe care a dat-o a fost hotărârea de guvern și ei, în același timp aș vrea să știu dacă într-adevăr zvonurile care sunt în firma asta care se ocupă cu deșeurile astea, care colectează de fapt deșeurile de pe raza comunii, este cumva într-o declinație. Am înțeles că unele primării nu mai fac contracte cu ei. Nu știu care treaba. Sunt vreo câteva primării, deci l-am obținut la un șofer care lucrează pe mașină. Nu știu niciun secret. Poate să firmați bunuri de astea. Nu știu, dar vrem să știm și noi atunci un pic. Noi aprobăm anumite chestii, suntem de acord, cu totul să meargă bine să fie o... Deci, într-adevăr, dați-mi voi. Deci, normal, să intri sticla la sticlă pentru că ajutăm fabrica care produce, ca să... Deci, consumul la un anumit produs, dacă lei ca deșeu, deci oricum se diminuează, într-adevăr. Hârtia tot la fel. Nu mai avem, de treaba că nu mai este bun. Pentru un european ca să luăm de la ei și tot așa. Deci un european, într-adevăr, ne ajută, dar câteodată, sincer, mi-și spune capac la anumite chestii. Hai, lasă-te, vă dăm noi la sfârșit. Nu se bun nimic la noi în România. Nu mai avem. La matca roșilor, la matca nu sunt buni. Deci nu, de ce să facem noi bulion la... La tecuci. La tecuci. Sincer. Deci nu, am fost prin fabricile pe acolo. Și cu asta nu depinde noi, dar depinde că tot, deci, când vine cu anumite chestii genul ăsta, noi trebuie să cerem. Că dacă nu cerem noi de aici, nu cer aia de acolo, nu cer județul, nu cer guvernul, noi stăm și aprobăm. Uite, ajungem unde ajungem. Salariile, deci, sunt cum sunt. Locuri de muncă sunt cum sunt. Că Moieștiul este mort. Din punct de vedere al serviciului, Moieștiul este mort. Dar nu are legătură cu chestia asta. Dacă tot am luat cuvântul... Da, la subiect, la subiect și așa. Ce ne doare pe toți. Da, ne doare, da? Și dacă ne doare și văd că nu-ți vorbim, îmi face emoții cu gusturi. Da, în legătură, dacă domnul Zicelat puteți dați răspuns în legătură cu firma asta, ce-i să ne doare? După cum bine știți, adesul este format... Deci, adesul este format de 96 de UAT-uri. Așa. Că dânși ne solicită să aprobăm anumite, nu știu, acte adiționale, regulamente, acte normative. Dar noi, de exemplu, ca și UAT Ardioan, noi suntem destul de bine la capitolul ăsta. Deci avem o relație destul de bună cu ei, cu problema de datorii nu avem, cu excepția numărul de persoane, pentru că atunci când s-a aprobat master planul în 2010, datele, nu știu, publicate de UAT, luate de la statistică, a fost de 2500 de locuitori. Ei, și noi, de fapt, efectiv, noi la taxe și impozite și în urma unui inventar făcut așa, în propriu spus, de noi, am avea 1617 persoane. Noi plătim, de fapt, suntem la zi cu plata pentru 1617 persoane, suntem la zi, deci nu avem datorii. Ei, apare și noi cu o diferență de 1617 persoane. Datorită faptul că este vorba de diferența aia dintre 2500 de persoane și 1617. Și apărim să noi acolo. Tot ce știți, în decembrie noi am aprobat acea subvenție ca să putem să o achităm, dar deocamdată, stăm să vedem ce fac și alții, să vedem și noi ce soluții găsim. Căutăm varianta, știu eu, să adunăm niște bani din venitul propriu ca să putem să achităm această subvenție, dar deocamdată mai stăm. Iar din cauza acestor mari datorii acumulate, noi avem spre fericire 53.000 de lei, dar sunt UAT-uri care au 1.000.000 de euro. Da. Iar pe total adis, cred că s-au acumulat o datorie, știu eu, după 3.000.000 de euro. Și automat, din cauza asta, s-a revenit și la trecerea gunoiului ca plată să fie per persoană, acum, începând cu anul ăsta, o să fie per tonă. Pentru că eu am mers din 2010 până acum, dar
văzând că nu poate să încaseze banii de la OAT-ul, datoria fiind destul de mare, au încercat, adică, să facă, știu, să apeleze la alte variante de lucru, ca să... Modalități. Da, ca să poată să mai recupereze din bani. Da, v-a spus, cazul nostru nu e. Într-adevăr, sunt zbonuri, sunt adrese că, prin care ne tot amenință că începând cu data de... Ce sunt și acum... Nu sunt zbonuri, trimit adrese, ce sunt? Da. Nu sunt zbonuri. Trimit adrese, da. Că suspendă tot județul, colectarea. Da, se suspendă... Da. Dar o mai fost odată o chestie de genul ăsta, nu s-a suspendat. Dacă iese, o să fie chestie, știu, temporară, că nu se poate, adică, vă dați seama, am intrat într-un colaps cu privire la noi ca noi, zice că în mediul rural mai merge, dar ce face în mediul urban? S-a întâmplat la mâine niște mani de oră, acum eu? La noi nu s-a întâmplat. Și să vă spun, are 40 ceva de miliarde datorii la gunoi. Da, 40. Dar normal în toată lumea asta, gunoiul se plătește la tonă. Numai că la noi se merge cu per persoană, ceea ce nu e normal. Acum au trecut la tonă, dar la tonă a nu duce prețul răpus. Au pus niște prețuri de la 65 de lei sau cât e tona, pe 26, deci 26 de miliarde, de milioane. De lei. Deci 2600, fără de venit. Asta este. La persoane fizice tot la cont să ia? Nu, la persoane fizice. Nu, e persoană, că am aprobat. Așa, da. 6 lei și ceva. 6 lei. I-am zis la un băi cum ar trebui. O să mai fie o problemă, dar urmează să ne documentăm, să vedem, că s-ar părea că și pentru agenții economici, din câte am înțeles, s-ar putea să casăm pe noi. Nu știu, să vedem. Ce o să facă pe județul aia, o să facem și noi. Da. Ce o să facă? Da. O să da. Facem și noi. Să mergem... Cu tot. Cu tot. Acum noi, noi ca dumneavoastră, ca și consilierul care, prin... știu, prin localitate, prin sate, prin cături, prin universul dumneavoastră, trebuie să mai faci un pic de campanie cu privire la... la gunoi, la selectarea gunoiului. Deci nu un tomberon când vine să fie și bolovan, și petriș, și frunză, și bălegar, vă dați seama că dacă nu e la tonă, atunci o să fie o problemă. Deci noi cu 5 casă de la populație nu o să putem să achităm gunoiul. Și automat o să fie nevoie ca în fiecare sfârșit de an sau începutul de an care urmează să aprobăm subvenția, adică să putem să achităm gunoiul. Dacă trebuie și oameni conștientizați, nu e bine. Suntem în ședință. Camara. Da. Eu, exact pe la spusele dumneavoastră, am anunțat oamenii pe acolo, pe jur, dar chiar și la biserică, așa că îmi sună la părintele și a spus la oameni, ai părinți toate acolo. Asta avea la jer, coajă de ceapă, chestii. La, da, da, la care am spus, la ședința de decembrie s-au discutat aici, am zis, dar cum o să cântărească punctul? Păi eu o să fac o comisie, am înțeles, la domnul Dumașa, a fost discuția, o comisie, în care o să o totalizeze, domnule, arde bani, de hotele, mașina goală și o să cântărească crimină, nu? Așa percep eu, nu? Deocamdată suntem la început, dar și să vedem mai cum o să ne canalizăm spre așa ceva. Acolo, domnul Lubici, la muntele este acolo, ei zice că nu intră mașina acolo, la mitică muntea, Dumnezeu să le trebuie. Se duce lucrătorii de la Romprest și jos, ia, gunoi, deci nu capi discuții. Deci dacă se întâmplă să nu ia gunoi, să ne anunțe. Eu n-am auzit că există cetățean, că i-a sunit să colecteze lumea. Nu, 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 ei n-au zis treaba asta, că nu intră mașina. Dar nu poate să iese, mașina de 20 de tone, n-are cum să intre, dar se duce angajatul, ia pubela, o răstoarnă în mașină și duce pubela înapoi. Deci pe jos, pe sus, cum... Am avut discuții la bunul simț cu ei, să ia pubele, să nu le arunce, să nu le trântească, să nu le spargă, să... Au fost ei în discuții, deci nu știu dacă este vreo casă, dacă undeva există o problemă de genul ăsta. Dacă auziți, îi informați. Să ne informeze și se punta numărul 2 și vine mașina din nou. Le-am spus, nu cred eu că acolo nu v-a pus. Da, dar zice că am mai adus la Mercuriț Munteanu și l-am lăsat acolo.
la colonii, mai întoarcem noi mașinile și zice, nu că nu l-au luat, nu, nu spune, dar au fi zis, băi, dar nu puneți aici. Domnul consilier, Viorel Ghinez, vecinul dumneavoastră, nu i-a luat gunoiul. Noi am intrat pe uliță. Și au venit după amiază la ora 5, mașină expres pentru Chilimbă. Foarte corect. Pum! Deci nu știu, dacă se întâmplă situații de astea, îi treaba lor, nu mă interesează cu ce cară, cu ce îl ia. Se mă anunță și vine mașina expres pentru două persoane. De asta plătește gunoiul. Eu am întrebat și am avut discuții aici, referitor la ce discută. Nu există așa ceva, deci nu există. Deci dacă există vreun caz izolat, să ne spună imediat și vine mașina expres pentru persoana... Dacă, sau, o mai fost situații când a trecut mașina și eu nu a scos gunoiul. Și a scos gunoiul mai târziu. Nu vă citești mașina. Acum, te supărat. Deci vecinul a zis că la ora 9 nu era gunoiul scos afară. Poate le vine la 1 cu... și ai scos gunoiul la 1 și mașina a trecut de la 11. Deci, luna trecută pe data de 20 decembrie, noi la punctul 2 al ordinii de zi am avut problema care a pus-o domnul secretar, ca să vină cu ordonanța guvernamentală, așa, care nu mai avem ce mai spune sub nicio formă nimic. Deci, problema care a atacat în drept prețul a rămas exact cum a stabilit dumneavoastră, cum a stabilit noi în Consiliul Local. Atât. Cum a spus un colegul meu mai înainte, nu trebuie să stau de vorbă cu oamenii, cu vecinii mei, care până unde e așa, că văd că sunt funcționează din 5 și vecinii pe acolo. I-am spus să aibă grijă cu, să spun, cu deșeurile care le pune în tomberon, să nu fie cu greutăți, cu petroai, cu bolovani, cu alte, așa mai departe. Că sunt restul menajer, practic, ce punem în tomberon, ca să nu facem. Deci, ca să știți, pentru cei care se apucă să demoleze ceva, automat sunt obligați să vină la primărie, să anunță, să cheie un contract cu Aliso, în care să vină să-i aduc un container să pună materialul la poartă. Deci este 78,40 lei tona pentru prelevarea deșeurilor de construcție și demolare. În vederea sortării și plătării. Vă dați seama, și are și tona pe mandă de zi. Dacă, de exemplu, noi, oamenii, cetățenii, punem tomberoane, balast cu noi de astea de mulări, automat tragi la cântarul, pun separat și să-l stați separat. Nu mai puneți tot firul de construcție, o să-ți ia la tot, pus-i la tot. O să facă tara mașină, după aceea o să facă capat. Da, corect. Așa este. Nu vreau să fie. Mai doriți cineva să vă dacă nu se pun la proiectul de hotărâre, în forma prezentată de cine este pentru? Fiind acuizate toate problemele la ultima de zile, clar, în discuții de ședință. Statul, dacă, apropo de, chiar dacă ați închis ședința, nu e o problemă, doar că au fost informare. Să vă prezint, doamna Gerasimescu, o problemă cu privire la DC sau 176, care... 6 lei de oameni, deci dintr-un național, care se duce pe Pana Valentin, care la nou un pug, care este făcut din 2005 și preluat din pugul vechi din 1999, la noi este trecut ca drum comunal, dar am aflat de la Consiliul Județean, de la OCPI, de la drumul județenic, că de fapt drumul comunal 176 nu este aici, clar, cum e la noi în comun și în pug, ci este undeva tocmai din Țicău, în extravilan. Pe aici vine la referat da. Și înțelegem. Suntem la Gheras Mescu, Luța. Având în vedere. Da, având în vedere. Hotărârea de guvern 548 din 1999 privind normele tehnice privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei, orașelor, municipiilor și județelor. Legea 7 pe 1996 a cadastrului publicității imobiliare, republicate cu modificări și completările ulterioare. Ordinul numărul 700 din 2014 pentru aprobarea regulamentului din
conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 36 alinia 5 litera C, articol 122 articolul 45 alinia 1. Vă rog să supuneți aprobării Consiliului Local la lipirea următoarelor cărți funciare 60.217, care reprezintă drumul comunal 176 de la DN2G până peste podul Dazlău Sărat până la Barna Valentin și cartea funciară numărul 60.208 de la Barna Valentin la Diaconul Ion pentru a face posibilă îndreptarea erorii referitoare la drumul comunal 176. Menționez că întocmirea planului urbanistic general proiect numărul 171/2005, care face tronsonul de drum DN2G de acolo Iulian pod, peste pod Pascal Ion Simeon Nicolae până la Barna Valentin, apare ca fiind DCL 176. Din verificările făcute de OCPI Bacău, Consiliul Județean și Drumul Județenei Bacău, acest drum apare în evidențele comunei Berești-Tazlău și la noi prin Țicău, extraordinar. Pentru care solicităm ca acest tronson de drum să poarte de numele de DC-178A. Ca să fiu să ne cancelez, deci ăsta este un raport doar ca cu titlul informativ. Noi de aici încolo urmează să facem toate remediile care sunt. O să închidem, cred că cele două cărți funciare și le închidem. O să deschidem doar una. Să facem lipire, da. Deci să facem lipire la cele două cărți funciare, două singur număr provizoriu, aici e întreagă. Da, și în momentul când o să avem, adică această alipire, și o să avem un singur număr cadastral, atunci o să supunem hotărârii Consiliului Local, după care, din urmă, să facem demersul către Consiliul Județean, respectiv Consiliul Județean la Guvern pentru modificarea domeniului public. Da. Ca, din cauza că este o chestie care pe noi ne încurcă foarte mult, 176, deci la noi apare doar în domeniul public, dar nu apare și pe PUC. Apare pe PUC, apare pe PUC. Apare pe PUC, dar nu e corect. Da. Deci apare în PUC, dar nu poate să fie același număr în două localități. Că nu are cum, cum ar fi DN2G, care traversează comunarea, vine de la Bacău sau de unde vine, și la Pescani îi întrerup de un drum de exploatație sau nu are cum. Înțelegeți? Greșeala e făcută, nu vine de acum, vine din undeva din 99, după aia în 2005, dar nu este greșeala noastră. Greșeala este a instituțiilor care au dat avizul. Astăzi am fost cu toți la OCPI și ne-am spus, doamne, înțeleg, este o greșeală, da? S-a făcut o greșeală. Dar acest PUC, o dat avizul și la domnul județean, o dat avizul și dumneavoastră OCPI-ul, cum ați dat avizul pe acest PUC dacă e făcut greșit? Bun, am un extras de carte funciară în 2011, făcut de tot sistem aici, pe drumul ăsta. I-a spus, bine, s-a greșit PUC-ul. Dar când ați vizat extrasul de carte funciară, cum l-ați vizat? Că apare 176 aici. Atunci, doamna nu mai zis nimic. Am spus, domnule, este greșeală, haideți să vedem cum o îndreptăm. Corect. Păi și cum se îndreaptă? Atât putem face. Să dăm, să dispară 176, 107, ne legăm de 178 de la cioată de acolo, urcăm pe pragilă și ne țăpăm în DN2G și dăm 178A. Alipim cele două cărți funciare lângă 178, îi dăm un număr provizor, numai că asta e de durată, dar noi ca să putem să facem investiții sau putem făcut canalizare, făcut asfalt, poți să mergem pe număr provizor, cred. Nu știu ce să spun ei. Da.